În urma controlului efectuat de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț, în perioada 27 octombrie-7 noiembrie, au fost aplicate amenzi de 16.000 de lei unor operatori economici care comercializau anvelope noi și second hand. Mai întâi au fost verificați 15 operatori economici care comercializau anvelope noi, dintre care 2 importatori și 13 vânzători. În toate cazurile s-au constatat abateri. Cel mai frecvent s-a constatat lipsa informațiilor privind denumirea produsului, precum și denumirea și adresa producătorului-importatorului la toate mărcile de anvelope comercializate, cu excepția mărcilor înregistrate. A fost verificat un număr de 15 operatori economici, dintre care 2 importatori și 13 vânzători. La toți operatorii economici verificați s-au constatat abateri, aplicându-se un număr de 13 avertismente și 7 amenzi contravenționale în valoare de 16.000 de lei. Alte abateri identificate priveau lipsa certificatelor de garanție sau certificate care nu specificau durata medie de utilizare pentru mărcile de anvelope distribuite. Alte abateri au constat în abateri privind indicarea prețurilor în mod vizibil și într-o formă neechivocă, în trei cazuri, lipsa certificate de garanție la doi operatori economici comercializau anvelope Matador proveniență Slovacia, fără să fie însoțite de certificate de garanție. Certificatul de garanție prevede o durată maximă de rezolvare a reclamațiilor în cadrul termenului de garanție de 30 de zile lucrătoare, legislația prevede 15 zile calendaristice. Certificate de garanție emise în calitate de importator-distribuitor anvelope, nu specifica durata medie de utilizare pentru mărcile de anvelope distribuite. În cazul anvelopelor second-hand, la cei trei operatori economici verificați s-a constatat că modalitatea de afișare a prețurilor nu era una corespunzătoare, iar în ceea ce privește garanțiile legale, s-a constatat că nu se precizează în niciun înscris înaintat consumatorilor că garanția legală de conformitate a anvelopelor second-hand este de minimum 12 luni.